Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre proiectul SPACAD, unde noi gratis putem câștiga bani zilnic uitându-ne la reclame. Deci, pe 6 septembrie, ei, în momentul când la ei este pre-start, au început retragerile. Deci, cine are condițiile îndeplinite, sunt unele condiții, despre ele vreau în acest video să spun, poate face retragere. Deci retragere se face în timpul de lucru. Eu cum fac video la o ora 9 seara, voi vedea dacă va reuși să fac retragere. Pur și simplu nu aveam minimum pentru retragere încă ziua, am mai lucrat și am adunat dolari pentru retrageri și la mine a apărut minimum de retragere, aici e de la 53 de dolari. Dar deoarece azi am lucrat, la ei este un grafic de retragere. Deci, în primul rând, persoanele pot retrage banii din proiect o dată pe lună, în dependență de momentul când el a făcut înregistrare. Deci este un astfel de grafic, eu l-am explicat în grupul meu. Deci uitați-vă, persoanele care s-au înregistrat în proiectul SPACAD, de pildă, în intervalul datelor 1-5, vor putea retrage pe data de 15-17 lunar. De exemplu, acum suntem în luna septembrie și de ce aici am erat sau am datele cu septembrie. Dar în luna următoare va fi același principiu. Deci persoanele care s-au înregistrat de pildă pe 1, pe 2, pe 3, 4 și inclusiv 5 septembrie vor putea retrage dacă au adunat în cont minim 53 de dolari pe 15, 16 ori 17 septembrie. Respectiv, persoanele care s-au înregistrat de la 6 până pe 10 vor putea retrage pe 20 până pe 22 septembrie. Cine s-a înregistrat pe 11-15 septembrie, ca exemplu, și în luna următoare deja tot va avea același interval grafic de retragere, de pildă pe 25-27. Pe urmă, persoanele care se înregistrează deja după 16 încolo vor retrage în luna următoare de pildă. Ca exemplu, eu am făcut înregistrare în august și până la prestart toate persoanele care s-au înregistrat până pe 20 se socoate că el s-a înregistrat pe 20. Și acum pe 6 septembrie s-a deschis startul la retrageri și eu nimeresc în acest interval că pot retrage inclusiv 7 septembrie, dar azi 7 septembrie a trecut timpul de lucru și acum voi încerca să fac retragere, posibil că nu se va primi, dar voi arăta ce trebuie de făcut și cum se face retragere. Deci uitați-vă, când avem prima condiție legată de suma minimă și când suntem în graficul corect de retragere, putem face retrageri. Deci aici apare posibilitatea de a retrage. Pentru a putea retrage, inițial trebuie de intrat în profil și de îndeplinit toate spațiile care sunt aici. Nu trebuie să fie niciun spațiu gol, trebuie să scriem un nume, trebuie să scriem la nume, prenume, deci un nume de login aici, prima, sau un nume de account, pe urmă aici nume, prenume, trebuie de îndeplinit spațiul cu numărul de telefon, nume la cont Telegram, trebuie de îndeplinit localitatea, trebuie ceva scris aici și atenție, foarte important, acum este retragerea doar pe portofel blockchain Binance BEP20. Deci aici indicăm
o adresă de portofel de dorit să fie Trust Wallet or MetaMask. Pe burse poate să fie probleme, deci ei nu recomandă de folosit portofele de burse, dar se poate și pe burse, dar după riscul vostru, că pe urmă poate să fie restricție la bursă, o să vadă că se face retrageri și bursa poate să schimbe condițiile. Deoarece acest portofel, pe urmă, va fi greu adresa portofelului de schimbat, de ce mai bine puneți un portofel de la Trust Wallet sau MetaMask. Eu am pus de la MetaMask și pe urmă am salvat. Doar după ce ați făcut aceste lucruri și ați salvat, trebuie de făcut a doua condiție. Este legată de dublă autentificare, deci ea trebuie de pornit. La mine e pornit. Aici vă arată aplicația. Dacă aveți încă neinstalată, puteți să o instalați. Google Autentificator. Depinde ce telefon aveți. Și după ce trebuie de activat. Aici este un careva cod, un QR cod, îl scanați și timp de 30 secunde trebuie să dovediți, să introduceți acel cod care se generează la fiecare 30 secunde și să-l porniți. Când el s-a pornit, acel cod dispare. Și deci la voi este activat. Pentru ca să-l dezactivați, va trebui din nou să introduceți codul cel care apare în notificator și el se poate deactiva. Dar dacă îl deactivați, nu o să puteți retragere. Deci, prima condiție este legat cu graficul și minimul de retragere, a doua condiție este cu profilul îndeplinit și doar după ce punem dublă autentificare. Dacă profilul nu o să fie îndeplinit, nu o să puteți porniți dublă autentificare. Deci nu faci din tăi dublă autentificare și pe un profil. Prima profilul trebuie îndeplinit. După aceea, încercați retragere. Deci, uitați-vă, dacă ceva nu-i făcut corect, acolo va fi cu inscripție cu roșu. Ca exemplu, cum era la mine, aici era scris cu roșu. Pentru a lucra, noi tot timpul trecem de pe acest buton. Cine nu știe, am spus în alte video, deci acum dați să facem retragere. Cum se face când e timpul de retragere? La mine deja, posibil că nu o să meargă, cum am spus că deja nu este ora 8, este intervalul când s-a oprit lucrul. Și posibil că ei au oprit retragerea. Deci eu o să încerc, dar posibil că nu o să meargă. Deci uitați-vă. Aici ea se vede portofelul care noi l-am salvat acolo în profil. Dacă nu-i salvat, deci el nu se vede. Deci în primul rând trebuie să fie salvat. Pe urmă, se face retragerea cifră întreagă, nu se face cu zecimi. Deci dacă introduceți aici, trebuie să introduceți minim 50 plus 3 comisii. Deci cum am spus, trebuie să fie $53 minim. În cazul meu am 59, scriu 59. Și mi-arată că voi putea retrage 56. Deci voi primi 56 de USDT. Și plata poate să vină până la 3 zile. 72 de ore. Deci apăs. Pe urmă, el mi-arată ce am indicat eu la retragere și pe ce portofel. Dacă el este portofel corect, mai verificați, poate ați greșit ceva. Și apăsăm din nou accept. Și în momentul acesta apare acel cod dublă autentificare care trebuie aici de introdus. Deci el apare fiecare 30 secunde, trebuie să dovediți. Și apăsați pe accept. Dacă e intervalul de retragere, o să apară cu verde. Dacă nu, atunci cu roșu. Deci, la mine cu roșu, pentru că ziua de retragere, la mine scrie că s-a terminat. Cum am spus, eu am întârziat. Deja voi retrage luna următoare pe data de 5-7 octombrie, se primește. Până atunci, deci voi aduna bani. Plata, cine a reușit în timpul indicat,
de ei se face. Deci multe persoane deja au primit plata. Sunt persoane care au retras și mai multe conturi. Deci au cunosc persoane care au lucrat în 4 conturi. Deci el a retras în jur de $800. Pentru că conturile au fost create nu toate într-o zi, deci el a lucrat, de pildă, în unul mai multe zile, cel mai mare cont, de pildă, a fost $280 și în descreștere, în sumă, s-a primit în jur de $800. O persoană care cunosc, deci ei plătesc, vorba că trebuie de făcut la timp și conform graficului încă. Deci eu am întârziat puțin, pentru că ieri nu aveam minimum de retragere, iar voi încerca mâine, posibil că mai este la ei, uitați un grafic. Câteva zile, vedeți, 7, 8 încă zi de lucru, în zile de lucru se poate făcut retrageri, voi încerca mâine, în timpul când e timp de lucru, să fac retragere, posibil că poate se va primi, voi vedea. Pur și simplu, acum deja este mai târziu de ora 8 și nu este nimeni acolo. Deci eu mă încadrez în intervalul înregistrare de pe 20 până pe 25 și de pe 5 până pe 7. Ei au deschis pe 6, deci o zi ar trebui să fie încă rezervă. Poate că mâine voi reuși să fac retragere. Cum fac retragere? Fac un screen aici în chat, deci cine vrea să vadă. Acum doar am făcut un video cu explicația cum se face corect retragere. Deci sunt câteva condiții. Principala condiție să fie suma minimă și trebuie să fie profilul îndeplinit și dublă autentificare instalată, activat. A doua condiție deja cu graficul acesta, când v-ați înregistrat. Deci dacă intrăm, deci eu se vede că sunt înregistrat pe 6 august, înainte de pornire lucrului. Deci ei au început pre-start pe 20, deci ei s-o coate că sunt pe 20. Toate persoanele înregistrate până la 20 august, s-o coate că ei sunt pe 20 august. Și deja mai departe, când a început să lucreze persoanele care s-au înregistrat cu link de OTON, deci ei au primit scrisoare la OTON. Pe urmă, noi am trecut pe link de la portal. Deja nu mai folosesc link-urile de la OTON. Asta am spus că OTON asta a fost la etapa inițială, până când ei n-au avut portalul lor. Deci acum toate înregistrările trebuie să fie doar prin link-ul acesta de la portal. Dacă o să faceți cu OTON, persoanele înregistrate cu link de OTON nu vor fi în echipa voastră. Deci ei vor lucra în zadar. Ei vor câștiga ca când, dar sistemul posibil să nu se vadă. Pentru că ei au spus de la spacat să nu mai folosim link-uri de OTON. Că o să fie probleme cu bazele de date, de ce nu mai facem. Cine acest lucru nu știe și continuă să invite cu link de OTON, opriți și nu faci acest lucru. Doar link de portal acesta doi îl folosim, pentru că acest de sus este acest link care ne duce la lucru. Deci începeți lucrul cu aici și pe urmă prima dată trebuie să vă logați cu datele care le aveți pe portal pe DexArt, cu același e-mail și cu aceeași parolă. Dacă nu se primește, atunci faci înregistrare pe DexArt, dar tot cu același e-mail să fie și puteți să folosiți aceeași parolă cu care v-ați înregistrat pe portal. Ca să fie aceleași date peste tot. Dacă o să fie undeva e-mail diferit, o să fie pur un problem. Nu o să coincidă datele. Deci o să lucrați, de pildă, pe DexArt cu alt e-mail și în portal acele date nu o să vină și nu o să aveți balanță și nu o să vedeți că crește dolarii. Cu toate că acolo în DexArt o să vedeți că
adunați monete, acele care la fiecare minut apară, câte 4 cenți, ele pe urmă ajung în coace, în portal, dacă tot este corect și coincide e-mail-urile pe DexArt cu e-mail-ul din profil la portal. Deci peste tot trebuie să fie același e-mail. Atunci datele o să fie sincronizate. Deci, sper ca să înțeles cum se face retragerea și acest grafic, până când este așa situația, pe urmă cum va fi, voi face alte video dacă va fi alte condiții. Deci uitați-vă la ultimele video care sunt lăsate de mine pe canal. Intrați în grupul meu Telegram ca să fiți la curent cu informații. Mulți din voi acest lucru ignoră, pentru că eu cele mai importante noutăți le plasez aici în primul rând, pe urmă fac video. Deci este un grafic după care noi putem face retragere. Și vedeți, în timp real am făcut cum se face retragere, doar că timpul real uleacă am întârziat câteva ore, deci trebuia până la ora 8 acest lucru să facă. Deci eu încă nu aveam minim și am tărât de să mai lucrez, să mai adun ceva, dar vedeți că retragere tot nu se face când vrem, respectiv și de lucrat nu putem când vrem, doar în timpul când este la ei posibilitate. Deci de la ora 12 până la ora 8 seara, ora Moldovei, în România plus o oră diferență. Deci se începe, se primește la ora 11 în România, presupun eu, în Italia, Franța, eu știu, Marea Britanie, acolo două ore față de Moldova este diferență. Deci ei încep la 10, când se poate făcut sarcini. Bun, ca să nu ia prea lung video, cam atât ce am vrut spun, numai bine.